Bine v-am regăsit, stimați telespectatori! Dacă în întâlnirea de săptămâna trecută v-am făcut cunoscută o poveste frumoasă în care meseria, făcută cu dragoste și cu dedicare, s-a transformat în pasiune, astăzi suntem pregătiți să vă oferim o altă poveste, la fel de frumoasă, dar care, de această dată, pleacă dinspre pasiune spre meserie. Chiar dacă acest lucru se întâmplă ceva mai târziu decât ce ar fi dorit în viața protagonistei. Cine este ea? Profa de canto, așa cum îi spun elevii săi, doamna Mihaela Ungurean. Bine ai revenit la Dialoguri Esențiale! Bună ziua și bine v-am regăsit! Vă mulțumesc din suflet pentru invitație, mă bucur să vă fiu alături și mă bucur să fiu în mijlocul dumneavoastră pentru a vă destăinui o parte din ceea ce, din omul ce sunt astăzi. Profa de canto, canto popular sau canto clasic? Sau și și? Teoretic și și. Practic doar canto popular, pentru că în canto clasic este nevoie de o anumită vârstă și de un anumit an, o anumită... E vârsta a vocii. Nu, o anumită perioadă de pregătire, mai îndelungată decât în canto popular. Iar cu timpul sper să pot concretiza și, de fapt, ce se întâmplă printre copiii care vin la canto popular, cu timpul îți dai seama de calitățile vocale pe care le are. Și așa reușești să îl îndrumi pe drumul cel corect, dacă și de partea cealaltă este o dragoste și o plăcere, pentru că muzica clasică nu este la îndemâna oricui, nu o înțelege oricine și de asta zic și vârsta trebuie să fie un pic mai... copiii trebuie să fie mai mari pentru a înțelege. Practic, acum copiii vin la clubul copiilor, acolo unde se desfășoară activitatea, pentru canto popular. Încep în modul acesta, dar dacă pe parcurs simt nevoia să se orienteze către muzica clasică, sub îndrumarea ta pot face această opțiune. Să știi că la clasa de canto am întâlnit câțiva copii care au venit inițial și mi-au spus, da, eu vreau să cânt muzică ușoară. Și atunci le-am spus, ok, nu-i nicio problemă. Asiști la curs o zi, adică un curs, două, trei. Dacă tu consideri că îți place și vrei să rămâi, rămâi. Dacă nu, nu este niciun fel de problemă. Poți merge oriunde și cânta ceea ce îți place cu adevărat. Și într-adevăr, acești copii ne-au rămas la curs și cântă folclor. Și chiar m-a bucurat acest lucru. Pentru că știm că folclorul este parte din trecut, este parte din noi. Și fără trecut, nu ne-am putea bucura de ceea ce avem astăzi. Este mai mult decât îmbucurător faptul că, iată, în contextul în care toată lumea face un efort către globalizare culturală și lingvistică, fiecare națiune face un alt efort, acela de a-și păstra identitatea și de a se face vizibilă prin ceea ce este caracteristic. Și în acest context, noi, românii, am fost oarecum forțați să ne redescoperim valorile autentice ale neamului nostru, iar aici, bineînțeles, folclorul este cel care ne dă o mână de ajutor. Când s-a întâmplat întâlnirea ta cu cântecul? Fragedă de copilărie sau ceva mai târziu? Întâlnirea mea cu acest dar pe care eu l-am considerat exact un dar de la Dumnezeu a fost în școala generală. În acele timpuri, pentru că eu sunt mai de demult, când am prins Cântarea României, acele activități școlare desfășurate,
Când aveam un profesor de matematică, care în prezent cred că este la liceul Sadoveanu, se numește domnul Macovei, el cânta la acordeon și a fost primul meu concurs la cântarea României cu dumnealui. El acompania la acordeon și eu cântam. După aceea am început, oricum din copilărie mi-am dorit întotdeauna să cânt. Asta este un lucru cert. Mi-amintesc după ce am terminat clasa 8-a, când am dat examenul la liceul CFR, era atunci, și nu am reușit pentru că erau niște note care trebuiau, nu cum se desfășoară astăzi procesul, în sensul că în funcție de medie, te... Erai sau nu admis în școala respectivă. Atunci, profilul la care te înscriai, dacă aveai media respectivă, te încadrai, nu aveai media, dacă nu te înscriai la alt profil, nu erai. Și mi-amintesc că eu întotdeauna am fost pe partea de litere, pe partea de umană. Și nu m-am înscris la matematică, fizică, care ar fi unde aș fi putut intra comod cu media cu care am căzut la umană. Și atunci am luat, într-adevăr, calea muzicii. Pentru am avut șansa de a merge la liceul de artă din Piatra Neamț, Victor Brauner, unde am început, într-adevăr, să descoper tainele muzicii acestei. Printre formatorii pe care i-ai avut atunci în școala de muzică, ai găsit modele? Și nu neapărat modele profesionale, cât poate modele umane. Din acest punct de vedere, consider că am fost un copil norocos. Pentru că am avut pe parte de specialitate profesori foarte dăruiți acestei meserii. Am avut la canto pe doamna profesor Elena Botez, care a fost prim solist la opera din Timișoara, colegă cu David Ohanezian, nume mari ale muzicii clasice. Am avut pe partea de specialitate pe domnul Macarie Teodor, care a fost un om extraordinar, pentru că neavând studii de specialitate în clasele 1-8, atunci a trebuit cumva să recuperez acești ani care mie îmi lipseau pe partea de specialitate. Și a fost dascălul care a înțeles nevoile mele la momentul respectiv. Și mi-amintesc că în orele de teorie și solfegiu, eu la timpurile alea aveam o memorie muzicală foarte bună. Și la solfegiu învățam notele pe de rost, pe linia melodică pe care mi-o dădea. Fiind un om cu mare experiență, Dumnezeu să-l odihnească, pentru că eu am rămas marcată când am auzit că nu mai este, a înțeles că ceva nu se leagă. Probabil din bătaia măsurii înțelegea că nu, eu nu înțeleg ceea ce cânt. Și fără subtil, fără am spune nimic, la următorul curs m-a ridicat și am început să solfegiez fără a auzi niciodată solfege. Și atunci am înțeles că de fapt eu îmi furam singură căciula. Și că într-adevăr era nevoie de muncă. Cum să-ți explic? Nu era pentru faptul... Aveam dorința aia de a ajunge la nivelul celorlalți și de a nu mă face de râs în fața colegilor, pentru că în momentul în care te ridică picioare, fiind și nouă în colectiv, pentru că ei se cunoșteau de la 1-8, fiind din zona Pașcanului, ei fiind toți din zona Neamțului, mă simțeam cumva și inferioară și străină. Și dorința de a mă integra și de a mă ridica la niveluri și la așteptările celorlalți, căutam soluții de a reuși să... Nu-ți spun că și în cămin aveam, erau acele cămine unde stăteam câte 10-11 în camere, fete de pretutindeni din zona respectivă a Neamțului, cum spuneam, cu obiceiuri și diferite. În schimb,
erau, mi-amintesc că aveam colegi la vioară, aveam la chitară. Eu n-am făcut chitară, dar datorită fetelor, aveam două surori gemene care plăceau chitară principal. Am învățat în timpul ăla să schițez ceva și armonie la chitară. Și încet, încet, spre exemplu, instrumentiștii știu că sunt foarte buni pe partea de teorie. Uh-huh. Și atunci am profitat cumva de colegele care le aveam în cameră și în sala de meditații ceream tot timpul ajutorul pentru... era și frica aia neapărat de prof, nu era cum este acum, înțelegi? Știai că te ridică și nu știi, sigur îți, din vorbe te articula și... Nu era neapărat teama de o notă proastă, cât mai degrabă respectul pentru dascăl se manifesta la nivel atitudinal de către elev prin dorința de a răspunde la orice întrebare adresată. Ascultându-te, mi-am dat seama că perioada liceului a fost o etapă foarte importantă, dar și foarte frumoasă din formarea ta. Da, perioada liceului a fost perioada care pe mine m-a cizelat, înțelegi? Pentru că eu eram un copil de la țară, crescut la țară, într-o familie de oameni normali. Nu am fost un copil crescut cu părinții profesori sau părinții, eu știu cum întâlnesc, am mai întâlnit și pe parcursul vieții, copiii care au crescut în familii cu o cultură vastă. Da. Eu am venit de la țară, dintr-o școală generală de la țară, am învățat la școala generală Boșteni 1-4, după aceea la Sodomeni 5-8. Uh-huh. Nu am făcut ore de meditații și nu am beneficiat, pentru că așa au fost condițiile la vremea respectivă. Am fost doi copii, crescuți de o mamă singură, de la vârsta de 28 de ani și eu aveam 10 ani, fratele meu 9 ani. Și s-a străduit mama cumva să ne crească oameni, atât cât a putut și eu îi mulțumesc pentru că, într-adevăr, consider că a reușit. Fiind și ea o mamă tânără la 28 de ani, eu cred că în zilele noastre, chiar și atunci, puține sunt mamele care reușesc să, uh-huh, să-și ducă până la capăt misiunea de mamă. Plecând din contextul pe care l-ai descris, spuneai că la liceu experiența ta a avut ca efect cizelarea ta, adică deschiderea către altfel de oameni și către un mediu, cel artistic, pe care probabil că înainte nu ai avut posibilitatea să-l conștientizezi. Dar ți-a plăcut. Te-a prins această deschidere. Da, sigur că da. Au fost ani de muncă, dar o muncă pe care o făceai cu plăcere. Uh-huh. Și în jurul tău, mi-amintesc că am avut o colegă pe Celia Caterina Costea, care acum este solistă la opera din Grecia. Uh-huh. Un om extraordinar, care mă auzea studiind, pentru că noi aveam liceul de cultură generală pe timpuri, făceam ore de cultură generală la Calistrat Hocaș, iar pentru orele de specialitate, care se desfășurau dimineața, nu știu dacă și acum se desfășoară în același regim, dar noi aveam dimineața de la ora 7, începeau cursurile de specialitate, începând cu pian, secundar, canto, teorie, solfegiu, armonie, toate... cele care țin de specialitate. Da, cele de ce țineau, uh-huh, de specialitate, istoria muzicii, mi-amintesc. Iar după amiază mergeai la prânz, la cămin, unde luai masa de prânz, după care te întorceai la ora 1 fără 10, începeau cursurile de cultură generală. Și stăteai la cursuri până seara, după care mergeai. Deci se întâmpla dacă, spre exemplu, în clasa 11-a, 12-a, pentru că noi în fiecare trimestru aveam examen de specialitate. Și atunci la obiectele de cultură generală aveam profesori mai înțelegători, spre exemplu, obiecte la care nu urma să dăm bacalaureatul sau obiecte la care aveam note suficiente pentru a se încheia mediile, atunci profesorii
îți lăsa libertatea de a merge și a studia pentru a te pregăti pentru examene de specialitate, pentru că erau date în sala de spectacol, cu public, cu toți profesorii care erau în liceu, asistau la... Și mi-am amintesc odată domnul Macarie, care era tare drăguț așa în atitudinea lui. Era un om foarte șugubăț. El a fost un trompetist foarte bun, dar în urma unui accident în care și-a pierdut două degete, n-a mai putut profesa ca și trompetist și atunci a fost un profesor de teorie. Dar îmi amintesc, la fiecare progres sau la fiecare greșeală pe care o făceam pe scenă, de fiecare dată venea și îmi spunea: Mâțule, azi a fost mai bine, se putea și mai bine, dar... sau bravo. Astăzi, care a fost rolul Celiei în formarea ta, pentru că ai început să-mi spui despre rolul ea? Rolul Celiei a fost un rol pe care, să știi, că pe mine m-a marcat în mod pozitiv. Celiei se datorează, Celia a fost numele pe care i-l-am dat fiicei mele, pentru că mi-a fost un om foarte drag sufletului meu. Și mi-amintesc că în orele de studiu, era și ea prin liceu și mă auzea studiind și venea în clasă la mine și îmi spunea: unde nu reușești? Și îi explicam, pentru că în canto sunt pasaje în funcție de înălțimea sunetelor, de ceea ce vrei să de produsul final pe care trebuie să-l aduci, de... Și atunci a avut un rol important, pentru că, având o experiență mai vastă decât mine, îmi explica exact tehnica de inspir, de cum trebuie să concepi sunetul, pentru că, de fapt, în muzica clasică, creierul este cel care te ajută în... Emiterea sunetelor. În imaginația ta, când spui, spre exemplu, prin zâmbet așezi sunetul în spate, un mod de a spune, pentru ca tu să percepi că sunetul în acut vine de undeva din spate, se așează peste și îl reproduci fără niciun efort. Deci partea, aparatul fonator trebuie să fie relaxat. Iată, sunt lucruri tehnice pe care, dacă profesorii nu au intuit că trebuie să vi le prezinte și să vă antreneze pentru însușirea lor, Celia a avut această intuiție, a înțeles nevoia ta și a fost cea care te-a sprijinit în efortul tău de a recupera ceea ce nu aveai. Da, vreau să-i mulțumesc pe această dobândit cale. Anterior. Și am mai avut un profesor foarte important, domnul Stroici Adrian, care era un profesor corepetitor extraordinar. Deci mi-amintesc, venea nu pentru a corepeti. Deci a face cu repetiția asta înseamnă că elevul trebuie să știe partea lui, iar cu repetitorul partea lui. La început, până când am reușit să descifrez, să citesc o partitură, să stau în fața pianului, să respect valorile de note care trebuiau, el a fost cel care mi-a ajutat, în sensul că venea: ce ai de cântat? Asta. Hai să cântăm linia melodică, partea ta întâi, să vezi. Deci au fost oameni care pentru mine, și asta m-a ajutat și pe partea de a deveni om pe parcurs, pentru că am înțeles că a ajuta pe cel de alături, a-l respecta în ceea ce face, a-l aprecia munca la nivelul care este și a-l ajuta să se dezvolte, este un lucru foarte important și de mare valoare pe care puțini oameni mai au. Ceea ce ai subliniat tu, mă gândesc că este o caracterizare fidelă a ceea ce presupune meseria de dascăl. Ai ales să fii profesor de muzică după ce ai terminat liceul. A fost dorința ta? Ai visat să fii dascăl? Sau viața te-a dus pe acest drum la momentul respectiv? Deci, când am terminat liceul, eu aveam 19 ani. Mi-amintesc că doamna Elena Botez ținea neapărat să rămân la Piatra. Se vede că am fost un om cumva, eu zic, iubit de Dumnezeu, dar și de oamenii din jur. Doamna nu are copii, doamna trăiește și în ziua de astăzi, are 96 de ani, 95 a făcut anul trecut, anul ăsta face 96. Să fie sănătoasă. Din când în când
ne mai întâlnim. Când mai merg la liceu, am văzut-o pe, prin unitate, pentru că încă mai merge la liceu. Și spuneam că dumneavoastră și-a dorit neapărat să rămân la Piatra. În schimb, mama mea pe atunci îmi spunea că, fiind singură, să mă întorc acasă. Și așa am ajuns la 19 ani, profesor suplinitor la Liceul Mihai Busuioc, școala generală numărul 6, pe atunci, în anul 1996. Uh-huh. Iar parcursul meu a fost până în 2001. Am lucrat în învățământul de masă, am mai lucrat și la școala 2, la Ion Creangă, o școală foarte frumoasă pe atunci. Mi-amintesc că, nu știu dacă a fost coincidență, dar două lucruri s-au întâmplat identice. În momentul în care am intrat la școala 2, tot ce a fost acolo mi-a fost lăsat de domnul profesor Arșinel. Uh-huh. În materie de suport didactic pentru activitățile specifice. După aceea, când am intrat la Clubul Copiilor, ce crezi? După cine? Cine ne-a lăsat? Tot domnul profesor Arșinel. Un om extraordinar pe care eu l-am cunoscut din copilărie și pe care, uh-huh, într-adevăr, toți pășcăneni îl știu, și un om care, într-adevăr, a făcut lucruri frumoase în activitatea de ai amintit de această coincidență fericită în parcursul tău profesional. La cât timp distanță s-a petrecut intrarea la școala respectivă, unde ai moștenit tezaurul didactic al domnului Arșinel, și unde mai târziu ai intrat pe postul pe care dumnealui îl ocupase înainte? Cred că era diferență de 24 de ani. Mm. Era o diferență foarte mare. Iar cea de-a doua revenire a ta, ca să spunem, la catedră, s-a întâmplat în Clubul Copiilor de la Pașcani, nu într-o școală de masă, așa cum a fost înainte. Ce s-a întâmplat în această pauză? Eu am mai vorbit, cred că, de această perioadă. Din anul 2003 am hotărât ca drumul meu să iau o altă întorsătură și l-am urmat pe soțul meu, care plecase în străinătate. Așadar a urmat o așa numită sau așa zisă poveste pe care o tot spun românii, experiența străinătății. Ai trăit exact. Și tu această experiență. A fost o perioadă importantă pentru tine, valoroasă prin ceea ce ai dobândit, sau au fost niște ani pe care cumva consider că i-ai pierdut? Ți-a furat străinătatea? Pe de o parte, din punct de vedere profesional, este perioada în care eu am pierdut cel mai mult, uh-huh, în dezvoltarea mea ca din punct de vedere profesional, pentru că, într-adevăr, plecatul m-a rupt de realitatea ce urma și de schimbările care au avut loc în învățământul românesc. Dar nu te rup de cântec. Nu m-a rupt de cântec, într-adevăr. Perioada în care m-a marcat pe mine erau întotdeauna sărbătorile pascale și cele de Crăciun, care, vrând nevrând, te duce cu gândul acasă și, vrând nevrând, te alină cumva cântul unei pricesne sau unui colin. Mm-hmm. Îți mângâie rănile. Rănile nu neapărat, nu vreau să mă exprim, pentru că până la urmă eu am făcut alegerea, eu am plecat, eu am avut de câștigat sau de pierdut în urma acestei experiențe. Singurul regret pe care l-am este cel pierderii acelor ani în care ai fi putut să-ți continui studiile, să urmezi conservatorul, de exemplu, și să-ți desăvârșești urmarea profesională. Și pierderea raportului direct cu cel. Mm-hmm. Pentru că și aceasta este o latură
mult mai importantă decât cea profesională. Dar s-a găsit ulterior o cale de a recâștiga acești ani, pentru că atunci când te-ai întors, foarte hotărâtă, te-ai înscris la conservator, ai urmat și această etapă a formării tale. Înainte am avut altă etapă. Așa. Dragostea de oameni pe mine, pentru că eu am mărturisit și spun că eu sunt o admiratoare și o iubitoare a ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu, adică oamenii, cu calitățile și defectele lor, defecte în ghilimele. Am început școala post-liceală de asistent medical la Baldeo Fizio și Kinetoterapie, care am făcut-o 3 ani. Între timp am și lucrat și lucrez și în momentul de față la spital. Deci te-ai gândit cumva la un soi de reconversie profesională exact. În momentul respectiv. Și aici am descoperit și aici o altă latură a oamenilor, oameni extraordinari, oameni înțelegători, oameni care prin comportamentul lor m-au ambiționat să merg mai departe, pentru că știi că întotdeauna ceea ce nu te omoară te întărește. Oameni de la care am avut ce învăța și am ce învăța în continuare, cumva o altă latură a oamenilor care mi-a prins bine și care m-a maturizat mai mult și care m-a pus cu picioarele pe pământ poate mai bine decât eram până atunci. Ai fost adică aproape. Experiența străinătății nu m-a învățat suficient cât m-a învățat această latură. Pentru că ai fost aproape de oamenii în suferință. Exact. Ai văzut oamenii suferind și în felul acesta poate că ai înțeles mai bine care sunt limitele noastre și că nimic în lumea aceasta nu contează mai mult decât sănătatea. Am probat un pic din toate în viața asta și pentru toate experiențele astea vreau să-i mulțumesc Bunului Dumnezeu. Revenind la momentul în care te-ai reîntors la studiile acelea pe care ți le-ai dorit și le visai în continuare, deci după această etapă în care te-ai format ca asistent medical. Da, am început, de fapt, totul a pornit de la o convorbire telefonică cu o fostă colegă de liceu, care îmi spune cum tu nici la ora actuală nu ai reușit să faci conservatorul. Zic, nu, pentru că oricum consideram că pentru mine era prea târziu. Pentru că aveam deja, eram trecută de 35 de ani, posibilitățile vocale știi că nu mai sunt aceleași ca în tinerețe, lipsa de antrenament, pentru că antrenament în sensul, să înțelegem, muzica clasică este total diferită ca tehnică decât muzica populară. Din punctul meu de vedere, cine reușește să cânte muzică clasică, atunci reușește să cânte toate genurile de muzică. Și atunci, lipsa de exercițiu pe latura asta de canto clasic, m-am gândit că nu voi reuși și nu voi face față. Și mi-a fost cumva teamă că după 21 de ani, după o absență de 21 de ani, în care eu nu am mai pus mâna pe un manual să mai descifrez o partitură, să mai fac o vocaliză, să zic cu siguranță nu mai face față. Însă factorul Ionela, decisiv care a fost? Spune, important este să încerci, Ionela Catarana. Și atunci, discutând cu membrii familiei mele, îmi spun, pe ceea ce simți. Încercare moarte n-are. Și m-am dus frumos la facultate, am căutat toată documentația care mi era necesară înscrierilor la curs. Era și o admitere, mi-am căutat printre partituri ceva ce trebuia să cânt o arie, un lit pentru admitere. M-am înscris și ce să vezi, am intrat la buget. Și am fost. Dacă am intrat la buget, înseamnă că trebuie să merg mai departe. Cum a fost revenirea pe băncile școlii? Reintrarea aceasta în starea de elev? Bine, student, pentru că vorbim de alt nivel de
școlaritate. Da, poate nu o să-ți vină să crezi, dar să știi că faptul că m-am întors în clădirile unde eu am copilărit, pentru că actualul conservator se află astăzi în vechea clădire unde a fost căminul forestier, unde noi eram cazați, cei din liceu. Pentru că era un cămin unde se mânca foarte bine și știm unde se mânca foarte bine, acolo eram prezenți. Și există, cum să-ți explic eu, frânturi din copilărie. Pentru că în momentul în care mi-amintesc că am călcat pe palier, unde în adolescența mea era sala de meditații, acum era sala unde noi dăm spectacolele. În camera, deci în sala unde era camera mea, unde stăteam, acum era xeroxul. Și au coincis toate aceste lucruri care pe mine mă umpleau de energie. Deci în momentul în care mergeam la facultate, probabil și faptul că eram printre tineri, copii de 20, 21, 22 de ani, care acum văd facultatea, adică distracții, o iau în ușor. Nu iau lucrurile așa în serios cum le luam noi. Și motivația este diferită. La vârsta aceasta ei înțeleg că trebuie să se bucure de viață și de vârstă, pe când tu, un student cu ceva mai multă experiență de viață, ai luat lucrurile foarte în serios, mai ales că îți doreai să-ți continui formarea și să dobândești ceea ce nu ai reușit în anii anteriori. Și faptul că vreau să-ți spun că și acum, la această vârstă, mergeam în sesiune cu aceeași frică cu care mergeam la examenele din liceu, trimestriale. Adică mă gândeam, trebuie să mă pregătesc pentru că nu mă pot ridica un om în toată firea și să nu știu să răspund unor întrebări adresate pe care ad hoc, cum se întâmplă și acum. Și nopți în șir derulam, spre exemplu, toată materia pe care o învățam, să vedem dacă reușesc să memorez și să mă vedeam în fața, la masă, în fața examinatorului cu tot discursul pregătit. Povestea ta ne spune că se poate, la orice vârstă, să-ți îndeplinești un vis sau să dai cursul firesc al unei pasiuni care te mână puternic și care îți cere să pășești pe un anumit drum. Și iată-te foarte aproape de examenul de licență, foarte curând vei încheia și această etapă a formării tale, după care ce proiecte ai în vedere să desfășori? Eu nu vreau să-mi fac planuri pentru că consider că Dumnezeu este Cel care le rânduiește așa cum crede El de cuvință. Vreau să continui la Clubul Copiilor pentru că acolo mi-am format un grup de suflet. Cu care lucrez deja de ani buni. De 3 ani de zi. De 3 ani. Am acolo o parte din mine. Pentru că sunt copii pe care i-am format, dar nu neapărat doar pe partea muzicală. Încerc să lucrez cu ei pe toate fronturile, așa cum s-a lucrat cu mine în trecut. Dacă îți spuneam că liceul a fost perioada care pe mine m-a cizelat, vreau ca în urma mea să las în urmă copiii care să vorbească cu drag de un om de la care au avut ce învăța, dar nu numai pe partea profesională, și pe partea umană. Pentru că știm că, în general, rolul profesorului, a dascălului, este foarte important. Și vreau să-i ajut să înțeleagă că oamenii care, nu neapărat oamenii care provin din artă, pentru că, în general, oamenii care fac artă sunt niște oameni particulari.
cu mai multă sensibilitate, da, și cu un alt mod de a privi lumea. Și nu întotdeauna copiii care vin de la vârstă, pentru că iată, am avut și copii de 5 ani. Și am în grup copii care mi-au venit la 5 ani. Inițial cursurile admit copii doar de la 6-7 ani. Uh-huh. Dar pentru că în privirea lor când vin la curs și întreb, vrei să rămâi la mine? Spun, da. Nu te lasă sufletul să spui, nu așteaptă până la anul. Ești prea mic pentru asta. Sau mai ales în momentul în care există niște calități. Uh-huh. Pentru că sunt copii foarte dezghețați. Sunt copii, avem și copii care se inhibă și în fața unui profesor nu reușesc să se desfășoare. Și nu reușești să-i testezi în momentul respectiv. Trebuie să aștepți să treacă o perioadă, după care o perioadă de prezență. De acomodare, după care ei se acomodează și atunci îi lucrăm la ei de mici și încercăm să-i formăm și ca oameni în modul de a se comporta. Pentru că este foarte important când mergi cu un grup așa mare, să fii organizați. Să știe de respectul din grupul. Se întâmplă, spre exemplu, să mergem la festivaluri sau la concursuri sau la filmări unde vin copii din diferite grupuri și atunci trebuie să existe un oarecare echilibru. Iar vis-a-vis de aportul meu în activitatea lor, le-am spus și vreau să cred că vor înțelege faptul că așa cum în viața mea au trecut oameni care m-au ajutat să cresc, să fiu și eu unul din oamenii care trec prin viața lor și care să-și amintească aia a fost prova mea de cantă, am învățat ceva sau... Un om care lasă urme frumoase, așa cum și în viața ta și în dezvoltarea ta, în evoluția ta, în ceea ce ești din punct de vedere profesional și ca om, alți oameni care au luptat mult să se desăvârșească, nu erau neapărat desăvârșiți la momentul respectiv, au avut o contribuție semnificativă. Mă gândeam, ascultându-te, la faptul că în zicerea lui Stănescu, cred, sper că nu greșesc, că noi am fi ceea ce iubim. Parafrazându-l, am putea spune că suntem ceea ce lasă în formarea noastră, în sufletul nostru, în personalitatea noastră, oamenii frumoși pe care îi întâlnim pe cale. Și dacă de la acești oameni reținem, așa cum s-a întâmplat în cazul tău, că avem o datorie față de cei cu care la rândul nostru venim în contact și anume de a da mai departe această frumusețe, asta înseamnă că ei și-au făcut foarte bine treaba. Ne vom opri acum pentru o foarte scurtă pauză de publicitate și continuăm să povestim despre proiectele viitoare. Stimați telespectatori, rămâneți alături de noi, revenim imediat. În 10 ani am construit 514 km de drumuri, oferind o infrastructură corespunzătoare pentru 57 de localități din mediul rural și urban. De 10 ani comercializăm materiale de calitate, beton și fier beton, cărămidă și vecea pentru zidării, termoizolații, finisaje, acoperișuri și garduri. Vino și tu la depozitul din Târgu Frumos, strada Justiției, numărul 25, pentru a beneficia de o gamă largă de produse. Toți clienții beneficiază de consiliere tehnică, certificate de calitate, livrare gratuită și descărcare cu macaraua. Echisam, pasiune pentru drumuri, materiale de calitate. New Art a devenit Aroma Ristorante Epizzeria. Acum găsiți la noi bucate alese, gătite de bucătari premiați, cu specific italian și românesc. Servim pește și fructe de mare, pizza,
paste, aperitive, ciorbe, salate și desert, precum și meniul de bar-cafe. Ingredientele sunt fine, atent selectate, furnizate de producători recunoscuți pentru standardele de calitate. Vă puteți relaxa într-un decor care preia elemente din arhitectura mediteraneană, conceput pentru cei care doresc să se bucure de ceva bun sau de o simplă cafea. Se fac și livrări la domiciliu sau evenimente private. Aroma Ristorante Epiceria, în zona centrală a municipiului Pașcani, vis-a-vis de oficiul poștal Deal. Relații la telefon 0729 422 499. S-a deschis o nouă stație ITP în municipiul Pașcani. Ando Service Center oferă servicii de calitate pentru autoturisme și camioane. În noul sediu găsiți aparatură de ultimă generație, dar și personal calificat cu multă experiență. În aceeași locație este un centru de verificări tahograf, limitatoare de viteză și un servis pentru reparații complexe și diagnoză pentru camioane și remorci. Încercați cu încredere serviciile oferite de noua stație ITP Ando Service Center. Sediul se află pe strada Gării numărul 50 Pașcani, înainte de bariera spre Suburbia Lunca pe partea dreaptă. Programul este de luni până vineri, între orele 8-18, iar sâmbăta până la ora 12. Relații la numărul de telefon 0726 291 557. Am revenit alături de dumneavoastră, stimați telespectatori. Vă reamintesc faptul că traseul discuției noastre de astăzi urmărește modul în care o pasiune a devenit meserie, o meserie care se face cu drag și cu dragoste pentru cei care beneficiază de ea. Este vorba de meseria de dascăl în momentul de față, care în cazul invitatei noastre se suprapune cu postura de artist. Spune-mi dacă știu că nu-ți place această etichetă și atitudinea ta pleacă din modestia care te caracterizează. În concepția ta, a fi artist înseamnă cu mult mai mult decât ceea ce tu ai reușit să faci până acum. Dar eu cred că definitoriu pentru un artist este înzestrarea pe care o primește în dar de la Dumnezeu, iar din acest punct de vedere tu te încadrezi foarte bine. Că viața ți-a dat sau nu șansa să duci către îndeplinire acest dar, asta este o altă poveste. Dar în ceea ce privește activitatea ta pe scenă, activitatea ta artistică, vreau să știm dacă în perioada aceasta, de când a izbucnit pandemia, ți-a lipsit scena. Aș vrea să privesc acest aspect din două unghiuri, perspective. Pe de o parte, mi-a lipsit, pentru că întâlnirea cu publicul este esențială în viața unui artist. Pe de altă parte, însă, mi-a dat timp să lucrez. Și să știi că orele desfășurate online la Clubul Copiilor, spre exemplu, m-a ajutat să înțeleg calitatea fiecărui copil în parte. Și vorbesc la modul cel mai serios, că într-adevăr, ce se întâmplă în momentul în care orele se desfășoară normal, la curs, atunci mai există momente în care se deviază de la ori unuia este rău, ori unul din ei vor să iese, ori dar în momentul în care orele se desfășoară online, fiecare stă în pătrățica lui. Și atunci eu, în fața unui monitor, reușesc să privesc fiecare imagine în parte, să văd dacă acel copil este atent, dacă mă urmărește,
Dacă în momentul în care, pentru că de regulă ce se întâmplă, cantonul se poate desfășura online, cântând în același timp. Cu tot grupul, pentru că da, există o deviere din cauza semnalului, o alterare a sunetului, mm-hmm. la fel din cauza distanței, o întârziere a... Și atunci eu am găsit o soluție și la fiecare piesă pe care am studiat-o, am cerut ca fiecare copil să-mi trimită înregistrare cu tot ceea ce am a lucrat. Uh-huh. Și atunci am reușit să înțeleg posibilitățile vocale a fiecărui elev. Pentru că uneori, să știi, cântând la grup, într-adevăr, cântatul în grup este o terapie și pe foarte mulți dintre ei îi ajută pentru formare, pentru încrederea în sine, pentru a lega prietenii și a ști că, într-adevăr, că ai acolo o susținere în momentul în care tu clachezi. Și din punct de vedere psihologic este foarte important cântatul în grup. Și așa, prin încredere, și se pot desprinde de grup pentru a cânta individual, dorința de a face mai mult. Uh-huh. Și în pandemie vreau să spun că mi-a prins bine acest... Și am desfășurat activități și în perioada pandemiei. Am reușit cumva să ajung la public cu acest grup al Clubului Copiilor Străjerii Moldovei. Prin intermediul înregistrărilor prin intermediul online, să spunem așa, pentru grupurilor de socializare, da, rețelelor de socializare, acolo unde au fost mediatizate activitățile voastre și în felul acesta ni s-au făcut cunoscute. Ca artist, te-ai gândit vreodată cu cine ți-ai dori să faci un duet excepțional pe o scenă mare? Sincer să fiu, pentru mine fiecare artist își are locul lui. Uh-huh. Orice reprezentare a mea pe orice scenă, de fapt orice act artistic desfășurat pe o scenă, cu nume mari, indiferent că sunt din Moldova sau nu, pentru mine au importanță și cred că pentru fiecare artist. Uh-huh. Pentru mine, ți-am spus, este prea mare cuvântul artist, pentru că nu am un bagaj atât de mare în această latură a mea. În schimb, încerc să fac pe cât posibil bine ceea ce fac și consider că modestia își are locul ei și că cei care te apreciază, te apreciază și așa cu puținul aport pe care l-ai. Cum s-a născut, cum s-a născut proiectul Școlii de Canto de la sat? Acest proiect este un proiect drag, alt proiect drag sufletului meu. Și mi-a adus aminte cumva și de copilăria mea și de parcursul meu când mergeam la Clubul Copiilor. Uh-huh. Așa, este o parte pe care am omis-o. Și am văzut în acei copii de la sat copilul care am existat și traseul pe care l-am avut eu în desfășurarea activității. Ce să spun, este un proiect care a venit din inițiativa domnului primar de la Cristești. Doamna Pintilie are un ansamblu de dansuri populare și dumnea ei este o iubitoare de artă și de frumos. Și atunci a încercat cumva, am luat legătura și încercăm să înfăptuim, de fapt, un ansamblu de folclor. Uh-huh. Atât pe partea coreografică, cât și pe partea de interpretare. Și încercăm, acum avem
în plan desfășurarea unui proiect cu domnul Ștefan Diaconița, cu Elena Câtea, care sunt artiști ce vin din partea, vin de la Cristești și care doresc să facă un proiect împreună cu noi, cuprinzând în acest proiect atât dansatorii cât și grupul vocal. Grupul meu vocal de la, de la Cristești. Cum se pliază copiii din mediul rural pe tipul acesta de activități? Știm că mediul rural, prin specificul său, presupune o serie amplă de activități în gospodărie, în afara acesteia, care ocupă foarte mult timp din ceea ce înseamnă timpul liber al unui copil din această lume. Ei au activitățile școlare și cealaltă parte a zilei, prin excelență, este dedicată activităților de acest tip. Rup din timpul lor dedicat acestei zone pentru a veni la cursuri și pentru a participa la să activități? Spunem, din acest punct de vedere, sunt iar norocoasă pentru că am părinți care iubesc folclorul și partea asta tradițional. Atât la Clubul Copiilor am părinți înțelegători, părinți iubitori care investesc, cât și la Cristești. Părinți care într-adevăr iubesc tradiția, portul, folclorul, tot ceea ce ține de această parte artistică și cred că mare parte din copiii de la Cristești găsesc înțelegere de la părinți și își găsesc timp și vin. Poate și din cauza faptului că acolo țin cursurile sâmbăta, după amiază, când deja se spune că prin gospodării treaba se mai termină. Se mai termină și ei reușesc cumva să să-și facă timp să vină. Și am și acolo copii de vârste mai mici, gen 4-5 ani, pe care îi aduc părinții și îi iau părinții. Și am văzut o deschidere a părinților către această activitate și probabil și dorința de a ieși un pic din această rutină, din această școală online unde stau doar în fața calculatoarelor, din această stau tot în permanență lipiți de această materie care știm că are un volum foarte mare de teme, de... Te referi la activitățile școlare care ocupă cea mai mare parte de copiii noștri. Înainte era greu, din punctul meu de vedere, eu consider că este și mai greu din partea unui profesor. Tu știi foarte bine că e mai greu în mediul online, pentru că o parte din ei sunt activi, o parte nu, o parte au, o parte nu au semnal, o parte au materiale cu care se desfășoară, o parte nu au. Este nevoie de o selecție foarte riguroasă, ceea ce este cu adevărat esențial în formarea copilului din perspectiva disciplinei predate și de prelucrat acest conținut și de adaptat pentru transferul lui către elev în forma specifică mediului online. Dar, slavă Domnului, există destul de multe mijloace digitale care favorizează acest lucru. Ce este defavorabil pentru profesor este timpul. Da. Pentru că toată această prelucrare necesită foarte mult timp și dispoziție pentru a prelucra aceste materiale. Este un proiect cu desfășurare pe termen lung sau este un proiect cu o durată scurtă? Eu sper să fie un proiect cu durată mai lungă, pentru că știm foarte bine că în cânt este nevoie de timp. Deci cântatul nu se desfășoară și nu are o evoluție egală la toți membrii. Mai ales când vorbim despre un ansamblu, despre un grup. Fiecare individ își are perioada lui de evoluție. Fiecare avem modul nostru de percepere. Depinde foarte mult și de timpul pe care îl alocăm studiului. Depinde și de partea emoțională a fiecăruia dintre noi. Sunt foarte mulți factori.
Chiar aseară discutam cu o doamna mea, profesoară de canto, pe care o salut, doamna profesor conferențiar, doctor Gabriela Pepelea, care mi-este profesor la conservator de canto. Și discutând pe această latură, pentru că de fiecare dată, cu orice problemă, când am un dubiu, o nedumerire, găsesc sprijin la toți profesorii mei din conservator. Uh-huh. Atât pe partea artistică, gen actorie, prezență scenică, tot ce ține de... vorbesc întotdeauna cu Ligia. Pe partea de specialitate mă sfătui întotdeauna cu doamna Gabi, iar pe partea de folclor o am pe doamna Adelia Irimia, care tot timpul își găsește timp. Și vorbeam, cântatul este un dar, uh-huh, sau un har de la Dumnezeu, pe care fiecare reușește să-l exteriorizeze mai mult sau mai puțin în funcție de aportul pe care îl are. Pentru că știi cum se spune, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți spune întraistă. Sunt și cazuri native unde Dumnezeu a lăsat un pic mai mult decât celorlalți. Acei copii sau acei indivizi, acei oameni, acele suflete sunt mai norocoase. Uh-huh. Și atunci trebuie să lucreze mai puțin. Dar sunt și cei care au mai multă dorință și vor să ajungă la performanță, dar nu au la fel de mult talent lăsat. Mm-hmm. Nu, partea nativă, partea divină nu a fost atât de darnică. Mm-hmm. Și atunci este nevoie de mai mult studiu. Să știi că se poate întâmpla, ca și în cazurile native, progresele să fie mai puțin vizibile, uh-huh, din cauza lipsei de studiu, iar în cazul celor care într-adevăr își doresc să facă performanță studiind, ajung mai repede la un nivel superior decât cei pe care Dumnezeu i-a înzestrat cu această... Până la urmă, succesul este... No. 10% har, dar, talent și 90% muncă, nu? Da, în da, cazul da, artiștilor, da, da. O să spună mai multă lume. Dintre proiectele pe care le-ai realizat până acum, care ți este cel mai aproape de suflet? Ce să spun? Eu am lucrat în această perioadă cu la Suceava, cu domnul Trifan Leancă, cu doamna Mariana Honceru, Dumnezeu să o odihnească. Am lucrat cu oameni talentați, oameni dedicați, oameni care iubesc ceea ce fac. Am lucrat cu domnul Marinică Botea, dirijorul de la Iași. Între timp am fost cumva testată, să spunem, de pe partea textului, pentru că m-am trezit cumva în fața unui fapt deja împlinit, adică aveam linia melodică, nu aveam textul, știam ce trebuia să fac și atunci am fost cumva pusă... Silită de împrejurări. Exact. De a scrie versurile și de a face un lucru pe care nu mai făcusem până atunci. Sunt foarte mândră de... Nu mândră, pentru că ei sunt... Mulțumită! Este un proiect foarte drag sufletului meu, să spun. Proiectul Colindei, la care am făcut și linia melodică și textul. Uh-huh. Așa, iar acum am pregătit din nou împreună cu colegii mei de la facultate, cu care mai țin legătura, în sensul că sunt cei din care au terminat anul trecut și am niște oameni dragi sufletului meu pe care i-am rugat să mă ajute în noul proiect, cel pe care este în desfășurare, o pricesnă culeasă dintr-o carte, dintr-o culegere de folclor și la care lucrez, pe care o să o vedeți
cât de curând. Așadar, pregătești un proiect, o interpretare a unei pricesne pentru sărbătorile pascale. Exact. Deci foarte curând vom vedea un alt tip de interpretare, da? Pentru că acești colegi de la facultate, concret, ce rol vor avea? Sau nu trebuie să știm multe acest lucru? O să vedeți în... Ok. Este diferit prin aceea că până acum am văzut fie în proiecte individuale sau cele care presupun duetul realizat alături de fiica ta, Celia, sau în proiecte cu grupul de la Clubul Copiilor. De această dată e ceva nou, pentru că grupul va fi, de fapt, format din oameni specializați, ca să spunem, deci va fi un alt tip de prezentare a ta și o altă modalitate de a-ți pune în valoare calitățile vocale. De acest tip de interpretare. Ei nu se văd, doar se aud. Ei doar se aud la acest proiect, da. Am înțeles. De parcurs. Dar vom ști că sunt acolo pentru că, iată, tu ai reliefat acest aspect. Suntem de un an și ceva în ceea ce numim cu toții și ne înfiorăm de acest lucru, că nu se mai termină, suntem în pandemie, care ne obligă să ne raportăm altfel la lume, la oamenii din jurul nostru. Cum a fost experiența aceasta pentru tine? Ce a schimbat în modul tău de a gândi despre oameni și despre viață? Sau în ce mod a devenit o motivație de a lupta mai mult pentru ceea ce înseamnă visurile tale? În prin prisma muncii pe care am desfășurat-o și pe care o desfășor, această perioadă m-a făcut să prețuiesc, adică m-a determinat cumva să prețuiesc mai mult timpul oamenii de lângă mine. Nu că nu i-aș fi prețuit în trecut, însă am înțeles că mai mult ca oricând noi suntem trecători și că toate acțiunile noastre pe care le desfășurăm sunt foarte importante pentru oamenii de vis-a-vis. Și cu cât încercăm să fim mai buni și cu cât încercăm să fim acolo unde este nevoie de noi, în momentul în care, într-adevăr, atunci când arde, arde, să înțelegem altcer sens, noi... prin această pandemie trebuie să înțelegem că toată lumea spune ar trebui să devenim mai buni. Nu știu dacă neapărat ar trebui să devenim mai buni acum. Buni ar trebui să fim de când este lumea, pentru că așa sunt poruncile. Ar trebui să înțelegem că viața este un dar pe care trebuie să-l prețuim. Și că cei de lângă noi sunt parte din această viață și că așa cum dăm importanță momentelor noastre, trebuie să dăm importanță și momentelor celorlalți. Pentru că, exact dintr-o discuție pe care o aveam, fiecare verigă pe care o formăm, care suntem noi, formează un lanț care este această comunitate din care face parte de oameni. Și această viață pe care ne-o construim singuri și la care trebuie să fim atenți atât la noi cât și la cei din jur. Pentru că ne apropiem de sărbătorile pascale, au trecut cele de la ale Bisericii Catolice, dar urmează celelalte, un gând pentru cei care ne urmăresc în final. Păi, sincer, nu știu ce aș putea să spun. Să le urez sărbători binecuvântate tuturor, să aveți grijă de dumneavoastră, de sănătatea dumneavoastră, să vă respectați și să vă iubiți, nu doar pe cei aproape sufletului dumneavoastră, pe toți cei din jur, să primim aceste sărbători ca pe o binecuvântare și ca pe un semn de sus că anul acesta avem libertatea de a merge și de a ne ruga și să reușim să demonstrăm celui de sus că merităm să fim iubiți în continuare și că, într-adevăr, ne iubește, pentru că
dacă facem o comparație cu anul anterior, se vede că undeva acolo sus rugăciunile noastre sunt ascultate. Să vă dea Dumnezeu sărbători binecuvântate și să ne vedem sănătoși și voioși și în următorii ani, în următoarele emisii și la următoarele sărbători. În afara pandemiei. Să fie toate în afara pandemiei, când cu siguranță toate emoțiile noastre pozitive se vor putea trăi intens și manifesta altfel, odată ce scăpăm de această povară. Îți mulțumim pentru că ai fost alături de noi, cu gândurile tale frumoase, cu experiența de viață frumoasă, din care am putea trage, bineînțeles, multe concluzii, dar cred că cea mai importantă și care s-a reliefat în fiecare parte a discuției noastre ar fi faptul că omul e trimis în lume pentru ceilalți oameni, mai mult decât pentru sine. Și dacă înțelegem acest lucru și devenim mai dispuși să oferim din darul nostru, să împărțim darul nostru cu cei din jur, atunci, într-adevăr, vom putea spune la un moment dat că ne-am împlinit rostul și că ne-am desăvârșit ca oameni. Îți mulțumim așadar și te mai așteptăm aici, poate în condiții mai bune, însoțită și de copiii pe care îi îndrumi. Îți dorim și ție sărbători cu dragoste și cu bucuria alături de cei dragi. Iar dumneavoastră, stimați telespectatori, vă mulțumim pentru timpul pe care ni l-ați acordat urmărindu-ne. Sperăm ca discuția noastră să vă fi făcut plăcere și să vă fi adus folos înainte de toate. În final, aș vrea să mulțumesc doamnei Minodora Hoffman pentru că a avut grijă de imaginea mea și în această după-amiază și până săptămâna viitoare vă doresc toate bune tuturor!